Afară vremea este foarte urâtă, dar tu aici ai lansat o colecție de vară fierbinte, primăvară-vară. Câți nervi ți-a mâncat? Că par destul de stresat. Nu sunt stresat. E o colecție foarte grea pentru că am lansat câteva produse, dar trebuie puse în scenă pe baza unui show, pe baza, vedeți, după cum vedeți, fiecare chestie pusă pe scenă, de la ultimul detaliu, de la filmări până la ceea ce vedeți aici, e conceput, e conceptul meu. Și mi-a fost greu, vreau să iasă bine. Dar cu atâția bărbați arătoși în prezentare, nu se teamă că femeile s-ar putea uita mai degrabă la bărbați decât la haine? N-am astfel de complexă, știu foarte bine la ce se uită femeile. Cum stai cu somnul? Pentru că am văzut că ai fost în Dubai, ai foarte multe proiecte. Am foarte multe evenimente, da, dorm mai puțin, dar asta nu înseamnă că mă plâng. Sunt ok. Bine, cu inima cum stai? Și la propriu și la figurat? Cu inima la figurat stau bine, la propriu trebuie să merg la un control. Trebuie să înțeleg că obosarea își spune cuvântul? Da. Muncesc foarte mult la proiecte de televiziune, am prezentări prin toată lumea. E greu, dar și numai am 20 de ani, dar mergem înainte. Am aici o fotografie cu tine, făcută pentru revista Viva în anul 2001. Ți-o arăt și vreau să-mi spui reacția ta, să-mi spui cum ți se pare. Au, oribilă. Cătălin, întrebarea este, ce faci tu acum de arăți atât de bine și nu făceai atunci? Nu știu ce fac acum, țin cont de sfaturile Dianei Baicu, care este prietena bună, mea bună, și care îmi dă tot ce e bun în materie de cosmetice și cam atât, că altceva nu fac. N-am niciun lifting, nici o operație estetică deocamdată. Dar nu cred că aș fi atât de penibil să fac ca bărbat tot felul de operații de astea. Dar ți-am spus, Diana Baicu are grijă de mine și ori de câte ori apare ceva, îmi trimite și sunt... Numai de aceea arăt uneori bine. Acum sunt sigur că arăt obosit, dar în general arăt binișor. Ce ai spus că ești oribil, asta nu înțeleg. Pentru că ai o poză oribilă.